seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara are valoare. În această seară, invitata noastră este o minunată domnișoară din Fizeș, care a venit tocmai din Fizeș până la noi în studio, Mihaela Alba. Bine ai venit, da. Mihaela! Bine v-am găsit! Motivul pentru care te-am invitat aici, dar vom povesti despre mai multe până la urmă, este faptul că tu faci practici arte marțiale, karate, da? Shotokan, din ce am înțeles, sau în fine, arte marțiale tradiționale, karate tradiționale, și ai și niște rezultate pe măsură. Nu ai venit doar cu povești, ai venit și cu câteva diplome foarte importante și medalii. Am să le spun telespectatorilor că tu ești vicecampioană europeană, practic. Da. Bun. Hai să începem așa cumva cronologic cu evenimentele în ordinea lor. Cum ai început să faci karate și la ce vârstă? Păi, pe la 12 ani am început printr-o cunoștință, printr-o prietenă. Mi-a plăcut că se băteau pe acolo, e o fire mai băiețoasă, mai așa. Mi-a plăcut și mie și părinții mei au zis să-mi fac o surpriză, cred că chiar de ziua mea, au vorbit cu sensei și m-am dus la antrenamente. Da, domnul Mircea Popa, instructorul tău, antrenorul, senseiul tău, a fost la noi în studio și așa am și aflat de tine, de altfel, de la dumnealui. Ziua ta, când este ziua ta? Pe 3 noiembrie. În 3 noiembrie. Așa, și părinții, practic, drept cadou, să înțeleg că te-au înscris la arte marțiale. Da. Bun. Erai în clasa a 6 atunci. Unde învățai la momentul respectiv? La Apuiță, acolo, la noi, la școală. Și asta însemna că trebuia să faci naveta la Deva, așa, de 2 ori pe săptămână pentru antrenamente. De 2 ori, de 3 ori. Bine. Da? Cam care este distanța între Fizeș, Băița și Deva? Câți kilometri să fie? 30, cam așa. Și te aduceau ai tăi la momentul respectiv, da? După aceea, în clasa nouă, să le spunem telespectatorilor că tu acum ești la liceul sportiv, ultimul sportiv. An, clasa a 12-a intri acum. Da, acum am trecut între a 12-a, Așa, deci acum practic înveți la Deva și cum faci? Te duci acasă și vii după aceea din nou la antrenamente? Da. Ah, dar este ceva de mers și de venit. Naveta asta îți mănâncă un pic de timp. Da. Cum este? E greu? Da, chiar. E greu. E cu naveta, obositor. În sensul e că... E obositor, că drumul e obositor el în sine, Vii de dimineață la școală, cam cât faci? 30-40 de minute? 30 de minute. Vreo 30 până la școală minute, cu mașina, rămâi la ore, te duci din nou acasă încă 30 de minute. Și după aia seara vin iar. Vin apoi 30 de minute și iar te duci. O, Doamne, Este un pic de efort, dar uite că rezultatele se și văd. Ai crezut vreodată, Mihaela, să ajungi? Nu m-am gândit niciodată că o să fac karate, în primul rând. Eu când eram mică, nu mă vedeam în niciun caz făcând karate sau, având rezultate în așa ceva, nici nu mă gândeam. Dar de ce nu te gândeai? Pentru că nu m-aș fi gândit niciodată că pot să practic eu așa un sport. Un sport destul de dur, Este, ce spui, este un sport mai degrabă pentru băieți sau nu neapărat? Nu neapărat. Se pot face și fetele. Și poate chiar e bine să să facă, să poate, mă gândesc că se învață poate și niște, nu știu, mișcări de autoapărare, zic. Normal, da. Așa, deci cu atât mai mult atunci fetele ar trebui să facă și ele arte marțiale. Bun. Te vedeai totuși făcând un alt sport, zici că nu arte marțiale, dar atunci te vedeai făcând altceva, ce-ți mai place din sporturi, ce ți-ai fi ales? Probabil gimnastică. Da, cam atât. Gimnastică și atât. La liceul sportiv, totuși, tu studiezi tot la aceea specializare, tot la arte marțiale, tot la karate. Ai fi putut să mergi la gimnastică acolo, de ce n-ai ales gimnastica? Nu știu, n-am avut nici o atracție așa pentru gimnastică. M-am gândit cum ar fi să fac gimnastică, dar niciodată nu mi s-a oferit o oportunitate sau să le spun părinților că vreau să fac gimnastică sau așa. A intrat pe fir treaba cu karate și aia au rămas. Am înțeles. Și uite, dacă mă gândesc pentru performanță, cred că la gimnastică ar fi trebuit să încep foarte, foarte de micuță, poate un 5-6 anișori pe acolo. Știu că fetițele care ajung campioane. Deci,
Bun. Bine. Dintre materiile tale preferate de la școală, care sunt? Pentru că am să le spun telespectatorilor că, deși m-am gândit că, într-un firesc, dacă tu ești la liceul sportiv, atunci cumva vei face o carieră sportivă, mi-ai spus că nu, că tu vrei de fapt să te faci doctoriță. Da. Păi, biologia și română, ce-mi plac, da. Cam astea două, așa. Așa. Bun. Și uite, mama mi-a deconspirat treaba asta, că voi aveți o fermă, practic, acasă, aveți câteva zeci de văcuțe și am înțeles că ești foarte harnică și ajungi acolo la fermă. Da. Cât de mult este de lucru? Că știu că pentru un singur animal, știu de la vecinii mei, că pentru un singur animal este foarte mult de lucru. Trebuie curățat, hrănit, îngrijit, adăpat și... Ești și cumva legat de gospodărie, că nu mai poți pleca nicăieri odată ce ai niște găini, un cățel, o văcuță, unde să mai pleci? Într-o vacanță de 2 săptămâni, de exemplu, cu cine le lași, nu? Da. Cum e la fermă? Greu, ușor? Greu. Și de ce? Greu, pentru că eu, cum vreau să dau admitere la medicină, am foarte, foarte mult de învățat, am și bacul peste un an, mai ales acum o să se aglomereze toate, permis, da. Multe. Dar până acum? Dar și tot așa au fost, tot, nu pot să zic neapărat aglomerat, dar greu, pentru că e mult de muncă. Dar ce faci acolo la fermă? Ajută-ne un pic așa să te vedem cu ochii minții. Păi, ce faci pe acolo? Ajut părinții unde trebuie, unde este nevoie. Și unde este nevoie, Mihaela? Peste tot. Ce faci, de exemplu? Dă-ne un exemplu, așa. Nu știu. Mă duc în zilele cu vacile, de exemplu, na. Chestii din astea, cum ce se face la fermă, na. Nu te-ai gândit, de exemplu, să continui munca părinților tăi? Oare ești singur, copil singur la părinți? Nu, mai am un frate mai mic. Sincer, ai putea să faci asta, să continui acolo? Da, chiar acolo. Aș putea. M-am gândit, dar deocamdată nu am planuri în privința asta. Deocamdată mă axez pe învățat și pe sport. Deci, până la urmă, cred că totuși este o pasiune biologia pentru tine și ideea asta de a deveni doctoriță. Am să le spun telespectatorilor că ai avut un pic de emoții la început și mi-ai spus că totuși vrei să te faci medic-chirurg. Da. Și atunci am zis, păi cum poți tu să iei bisturiu și să tai în carne vie? Da? Dar îmi spui că nu ai nu am fobie probleme. În privința asta. Nu am probleme nici cu ace, nici cu absolut nimic. Da. Și oricum cred că deja ai cam învățat să-ți depășești emoțiile, pentru că iată, ai fost în atâtea competiții, acolo este și un public destul de numeros, da. Nu-i așa? Da. Și cum faci să treci peste emoțiile de început? Păi chiar am încercat să-mi depășesc emoțiile, am simțit că chestia asta e chiar necesară, să am randament în competiții. M-am gândit că nu am de ce să-mi fie teamă sau, mă rog, să am emoții, pentru că și ele sunt la fel ca mine, au emoții și așa, și nu am de ce să-mi fie. Și acum când te duci, de exemplu, acolo când intri în competiție pe tatami, mai ai totuși emoții? Da, sau? Da. Ai, dar le poți controla, da, nu-i așa? Nu, nu le pot controla. Controla foarte, foarte greu. Încă nu am ajuns la nivelul în care să-mi controlez emoțiile, dar încerc să le las. Bun, și cum faci? Că toți, fiecare dintre noi avem emoții, chiar și pentru adulți, uneori mai urmează examene în viață. Cum să facem? Uite, tu totuși ai niște performanțe și este evident că un anumit nivel de autocontrol a existat, da, că altfel n-ai fi reușit. Gestionez totuși. Cum procedezi? Nu știu, sunt exerciții de respirație, da, la ce te gândești? Exerciții știi de ce te întreb? Pentru că practic, ești un model pentru alți tineri care, nu știu, practică sau sunt mai mici decât tine și vor să practice diferite sporturi, care trebuie să urce pe scenă și... Na. Păi, în principiul ăsta mă gândesc că și fetele cu care lupt și ele au emoții și sunt la fel ca mine și exerciții de respirație, încerc să nu mă mai gândesc la emoții, că în principiu eu dacă mă gândesc la emoții, să nu am emoții, atunci vin mai multe emoții. Ți este frică de frică, cumva, da? Frică de emoții. Bun. Faci, practic, arte marțiale cu același antrenor de, iată, vreo 5-6 ani și deja. Da. Care crezi, Mihaela, că sunt calitățile unui bun instructor, antrenor, sensei, indiferent ce este el? Răbdarea. Răbdarea e principal și îl admir foarte mult pe sensei, care are enorm de multă răbdare cu noi. Nu știu cum poate să aibă atâta răbdare. Dar răbdarea. Răbdare în ce sens? Nu știu, n-a v-a învățat răbdare, tehnicile, da, a le reluat de 10, 20, 100 de ori
1000 da. De ori dacă e necesar. De multe ori chiar nici eu nu că nu înțeleg. Poate mai greșesc pe undeva și trebuie repetat de mai multe ori. Uh-huh. O tehnică trebuie repetată de mai multe ori și na, trebuie răbdare. Când se lucră cu copii, răbdarea e pe primul loc, v-am spus. Tu intri în competiție cu fete mai mici decât tine sau mai mari? Sau la fel. Sunt exact aceeași vârstă? Este o categorie de 17-18 ani. Sau, deci un an, doi acolo suntem. Dar pe acolo. Cumva... Bun. Și ce te vezi făcând în privința sportului, apropo de tot ce ne-ai povestit? O să poți să faci asta în continuare, dacă vei fi doctoriță, să zicem? O să încerc. Oricum, deocamdată nu am gânduri să mă las de karate, adică eu o să practic în continuare, nu vreau să ca se hobby. Termine. Da. Dar ai putea fi, de exemplu, și doctoriță și campioană mondială, să zic, la karate? Da, se dar, poate? Da. Facultatea probabil o să fie foarte greu, mm-hmm. pentru că na, e greu, toată lumea știe că la medicină e foarte greu. Poate una dintre cele mai dificile facultăți și cea mai mare poate responsabilitate. Da. Deși eu cât pot o să mă țin de acest sport și na, chiar nu vreau, mai ales chiar nu vreau să mă las, chiar dacă am văzut acum că na, am rezultate, mai ales acum. Te-a motivat treaba asta, așa? Da. Da, pe oricine motivează rezultatele bune. Sigur că da. Bun, Mihaela, în ce fel crezi că te modelează sportul? Te ajută, nu te ajută în viață și dacă te ajută, în ce fel? Păi mă ajută sportul, cred că pe oricine ajută. Mă ajută, uitați, de exemplu, cu treaba asta, cu încrederea, cu emoțiile. Eu la karate am învățat să-mi gestionez emoțiile. Da. În emoții, la emoții în principal. Și poate că îți dă și o anumită disciplină, că da, uite, de da, totuși normal. Trebuie să te ții de un program. Nu poți să zici, băi, nu mă mai duc, renunț, gata, ca să faci performanță. Poți să spui că nu te oprește nimeni să renunți. Da, na, renunți și ce faci? Bun, într-un fel mă gândesc că pentru tine a fost cumva o șansă, că te-ai dus la primul sport, nu, la care ți s-a părut ție că ți-ar plăcea. Și ai făcut treabă foarte bună acolo. Dar s-ar fi putut întâmpla să nu-ți placă, de exemplu, să fii renunțat și să mai cauți, să optezi pentru altceva. Dacă sunt, de exemplu, tineri sau copii care ar fi în situația asta, s-au încercat un sport, oricare ar fi el, nu știu, volei, not, arte marțiale, și nu le-a plăcut, ce le-ai spune? Să mai caute și altceva? Sau să... Să știți că și eu am avut gânduri din astea să renunț, dar ai mei nu... Nu m-au lăsat, nu. M-au împins de la spate un pic și după aia iar am continuat fără nicio problemă, dar nu știu, eu nu am fost în situația în care să mă duc la un sport și să nu-mi placă. S-a fost primul, într-adevăr am avut gând să renunț la un moment dat, dar nu. Le-aș spune să continue în ceea ce fac, să nu se dea bătuți așa ușor. Și dacă totuși faci ceva și constați că nu e de tine, că nu-ți place, că nu ți se potrivește, probabil că poți să mai încerci și altceva. Da, normal. Ceva trebuie să ți se potrivească, nu? Fiecare dintre noi are un talent la ceva. Da. Niște talanți pe care trebuie să-i lucreze. Bun. Ce urmează în vara asta pentru tine? Care este planul? În vara asta, deocamdată antrenamente, învățat și în octombrie este competiție la Iași. Și probabil o să mă duc și acolo. La Iași, acolo practic ai șansa și îți dorim succes în sensul ăsta. Să obții o medalie de aur la nivel național. Da, chiar vreau asta pentru că na, cum v-am spus, anul viitor am admiterea na, BAC-ul și o să fie mai greu cu concursurile cu karate, dar chiar vreau să iau măcar o medalie de aur. Bun, timp liber, Mihaela, tu mai ai? Da. Mai ai timp liber? Da, încerc să dozezi cumva așa și să te organizezi încât să-mi rămână și timp liber, să fac și treaba acasă și învăț. Da. Destul de multe ai pe cap, și școală și treaba acasă la fermă, și karate, și învățat pentru facultate și nu orice facultate, ci facultatea de medicină, e cam mult. Da. Și, bun, în timpul liber ce-ți mai place să faci? Citesc, mai citesc. Ce-ți place să citești? Ce stil de, nu știu...
De acțiune, romane de acțiune. Romane de acțiune. Da. Ah, foarte bine. Uite, rar să mai întâlnești un copil care să citească, un tânăr care să spună că îi place asta și nu citește forțat. Uite, apropo de emoții, mă gândeam că l-am avut pe Tudor într-una dintre emisiunile noastre, care a fost tare drăgălaș și a avut și el emoții mari, dar le-a depășit și pe acestea până la urmă. Și na, ne povestea senseiul vostru că a avut așa de mari emoții la una dintre fazele naționale că n-a mai vrut să intre, nu știu, pusese acolo un mic obstacol și a fost atât de dezamăgit că n-a mai vrut să intre. Da. Și apoi s-a dus la europene și a spulberat tot, da, ca să zic așa. Da. Da? E foarte talentat. Da, eu nu am fost acolo când a avut emoțiile alea așa foarte mari, n-a mai vrut să intre, dar da, cu toți am avut emoții, cu toți am fost la început și nu neapărat la început, pot da. Să ai emoții oricând. Sigur. Da, dar la europene chiar a fost wow. Da, așa este. Uite, emoțiile astea și frica asta, de multe ori nejustificată, ne poate face să nu ne mai putem concentra pe ceva ce noi de fapt suntem foarte buni. Și de altfel stăpânim domeniul respectiv sau, eu știu, sportul respectiv și așa mai departe. Deci trebuie să învățăm să o lăsăm deoparte până la urmă. Fiecare dintre noi probabil că are fricile lui și trebuie să găsim soluții în sensul ăsta. Bun, întrebare. În privința artelor marțiale, este cineva pe care admiri? Ai un model? Așa n-aș întreba idol, că mi se pare exagerat totuși. Dar e cineva... da. Da. Deci domnul Popa, tot dumnealui rămâne. De ce? De ce le admiri pe dumnealui? Pentru că, în primul rând, văd cum ne antrenează și calitatea asta de antrenor bun mi se pare interesant, mi se pare, nu știu, chiar e interesant cum răbdarea, na, v-am spus, da, câtă răbdare are și, na, câte ne învață, ne învață foarte multe și despre emoții, povestim la sală, adică nu e doar un antrenament oarecare, gata, facem niște mișcări, facem ce ține de karate și atât. Ne povestește cum sunt unele competiții, cum, na. Deci nu este doar pregătire tehnică, ci și vă pregătește și sufletește, psihic, practic, da, pentru da. Ele și asta este absolut necesar. Da. Bun. Câte grupe? Cum te pregătești acolo? Că știu că dumnealui lucrează cu mai puțin, să zicem așa, mai puțini sportivi, într-un fel, adică nu are grupe foarte mari de zeci, de sute de oameni, da? Păi, începători și avansați. Tu ești la avansați, este clar, așa-i? Da. Da. Și dar la avansați înseamnă și copii foarte mici, cum e Tudor, nu? Și el e tot la avansați. Tudor și probabil chiar mai mici, nu știu, nu le știu exact vârsta, dar mai este încă un copilaș mai mic, tot așa. Cum îl cheamă, dacă mai Mihai. Amintești? Mihai. Așa? Și ei sunt foarte buni, chiar dacă sunt mici. Dacă ar fi să convingi pe cineva să încerce artele marțiale, uite, tot o fetiță, să zicem, de clasa 5, a 6, cum ai fost tu când ai început, ce ei spune? Păi să încerce, fără nicio frică și, nu știu... Dacă, de exemplu, nu reu... Bun, te duci și ai un eșec la o competiție, da? Ți s-a întâmplat asta vreodată? Da. Da. Bun, cum treci peste momentul ăla? Ce mai faci? Multă muncă, mult mai multă muncă și... Vii dezamăgit de acolo, da? Domnul, domnul antrenor senseiul ce zice când s-a mai întâmplat câte una din mai astea? Mai avem și alte șanse. Da? Da. Da, da, da. Bun, pentru că asta e cumva demotivant, că ziceai că acum sunt motivată, că, uite, ai obținut rezultate, dar, pe de altă parte, uite, nani se întâmplă în viață, nu întotdeauna câștigăm, mai și pierdem fiecare dintre noi. Da. Și atunci asta e foarte demotivant și cum spun în engleză, da, it's a setback, te trimite înapoi. Da. Păi, în primul rând, nu trebuie să vadă partea asta că am pierdut și gata, s-a terminat tot. V-am spus, trebuie mai multă muncă, emoțiile lăsate deoparte, că de obicei emoțiile, cum a spus și dumneavoastră, emoțiile ne trag în jos. Chiar dacă știu foarte bine un kata, de exemplu, și îl uităm acolo, ne încurcăm. Și mie mi s-a întâmplat chiar la europene să mă încurc
Da, am trecut și peste asta și a fost ok. Și pentru aia tot am rezultate. Bun, spune că ai și un frățior mai mic. El ce vârstă are? 11 ani. A, da, este cam de vârsta la care erai tu când ai început. Da, da. Așa, și cum îl cheamă? Bogdan. Bogdanel, face și el karate sau nu? A vrut la un moment dat, a venit cu mine când era mai mic, pe la început, când am început eu să fac. Părinții mei au zis să vină și el, dar s-a speriat pentru că eram în kimono și credea că suntem dentiști, ceva, doctori. Și s-a speriat și nu a mai vrut. Acum a început cu telefoane, cu YouTube, cu nu știu ce și vrea să vină nu știu ce, pe au văzut pe acolo pe telefon. Influencer? Vrea nu, să devină nu știu influencer ce, sau ce? Ceva cu karate, nu știu ce a vrut. Deocamdată e micuț, da, na, adică da, are, micuț, are timp nu să, mai știu ce-o vrut să zic să-și atunci, caute drumul. Să devină și-o venit cu noi la karate, dar el făcea mișcările lui, făcea complet ceva. Am înțeles. E, clar are nevoie de disciplină, da. Nu-i așa? Da, în sensul bun. Ăsta. Da, ce zici? Te vede așa? Te percepe ca pe un model în anumite situații? Sau? Da. Acum, este și o, e diferența asta în sensul că, na, tu ești fată, el e băiat. Na, dar probabil că totuși în sora mai mare se uită la tine cumva în sus și la propriu și la figurat, da? Da. Dar alt sport practică sau deocamdată nu? A, am mai făcut și fotbal. Deci făcut e și fotbal. Mai degrabă pasionat de fotbal. Da. Bun. Bine. Când vine vorba de a ajunge la performanță, Mihaela, uite, ne anunță colegii că au trecut 20 de minute, deci a trecut jumătate din timp. Când vine vorba de a face performanță, care sunt, să zicem așa, regulile de aur? Care ar fi lucrurile pe care trebuie să le bifăm ca să ajungem să aducem acasă o diplomă, o medalie și așa mai departe? Păi, încrederea de sine. Emoțiile, oricum emoțiile încep să le gestionez pe parcurs, eu doar acum am început să le mai controlez, și încrederea iarăși am zis de sine și în antrenor, în sensei. Bun, în ce măsură crezi că ar conta și părinții pentru un sportiv, susținerea familiei, cel puțin în perioada asta în care, nu știu, un copil este încă la școală, la liceu, este, na, nu este major, să zicem? Păi contează. Pentru mine, cel puțin, părinții sunt baza, pentru că, na, ei mă duc, ei mă aduc, eu încă nu am permis. Din punctul ăsta de vedere al transportului, dar cred că... Da, și financiar. Și financiar și cred că și psihologic. Uite, spuneai... Da, și psihologic, normal. Nu? Da, că normal. Spuneai la un moment dat că ai vrut să renunți și dacă n-ar fi fost ei, poate chiar renunțai. Da, dar probabil. Așa, dacă au insistat... Dar ce ți-au zis la momentul ăla? De ce ai vrut să renunți și ce ți-au zis de te-au motivat să nu faci asta? Nu știu ce am făcut, m-am enervat, nu știu pe ce. Nu știu, probabil, cred că nu am avut chef să mă duc în ziua aia la antrenament și am zis că eu gata, nu mai fac nimic, nu mai mă duc. Și ei au zis, hai, du-te, îmbracă-te și mergem la antrenament. Și m-am enervat și mai tare și m-am dus și na, am făcut un antrenament normal, fără nervi. Pentru că, nu, când sunt acolo, nu mai... Mă deconectez de exterior și doar la karate. Nu mai cu cărțile în față, nu mai învăț, nu mai citesc, nu mai... Deci reușești să te rup de tot și să fii prezent acolo în momentul respectiv. Bun. Vara asta ce planuri ai? În afară, mi-ai zis, de învățat, de lucru la fermă, nu știu ce, în octombrie la Iași, dar pentru tine, ca o vacanță, să zicem așa, nu știu, o tabără, o plecare la mare, la munte, o drumeție, ceva cu prietenii. Nu am nu se vede plan. Nimic la orizont. Nu. Pentru mine vin peștile așa, odată, săptămâna viitoare mergem acolo și mergem acolo dacă într-un... Îți place să călătorești? Da. Pe unde ai fost până acum? Povestește-ne și cu cine? Cu familia sau dacă ai fost și în alte tabere? Cu sau familia. Am fost în foarte multe orașe din România și din țară am ieșit doar acum în Serbia. A, la campionatul de arte marțiale. Da. Prima ta ieșire. Da. Și cum a fost? Cum ți s-a părut ieșirea asta? A fost frumos. Na. Fiecare țară are frumosul ei. În Serbia unde? În ce oraș ați fost? În Belgrad. A, la Belgrad, în capitală, practic, da? Așa. Serbia, spre deosebire de România, ți s-a părut mult diferită? Da.
În ce sens? Păi, ținând cont că e capitală, am mai fost și în București, tot așa, cu karatele, dar e foarte, nu știu... Cum ți s-a părut Belgradul? Mai în urmă decât noi. Da? Da. Mm-hmm. Da. Deci ai resimțit asta? Într-adevăr, are și clădiri frumoase. Mm-hmm. Da, frumosul ei, cum am spus, dar... Da. Da. Înțeleg, înțeleg. Bun, ei au fost și afectați de război în urmă cu câteva zeci de ani, poate că și din cauza asta. Europa de Est oricum încearcă să recupereze față de vestul Europei. Bun, deci prima ta ieșire acum la Belgrad și spui că pentru tine ieșirile sau excursiile, vacanțele vin așa, de pe un moment pe altul. Da. Dacă ar fi să încerci să te proiectezi cumva în viitor, să zicem peste, uite, ai acum 18, hai să zic 20 de ani, nu zic doar 10, bine? Nu zic la 28. Peste 20 de ani, deci ești, te îndrepți către 40. Da. Ce ai bifat pe listă? Cum te vezi? Că ai reușit să faci ce până la acel moment? Că aș reuși să devin doctor, cred. Na, propunerile ce mi le-am făcut eu mie acum, adică să merg la medicină și cu caratele, sincer, nu știu dacă mă văd practicând karate la 40 de ani, dar probabil. Poate probabil, ca hobby, nu? Da, să măcar da, să mai normal, mergi la, da. Na, ținând la sală. Ținând că eu încă nu vreau să renunț la asta. Sau ai putea să faci, uite, mă gândesc ca și domnul Mircea Popa, dar nu știu dacă o să mai ai timp, dacă și dumnealui face altă profesie, da, și face asta chiar din pasiune. Mi-am dat seama de lucrul ăsta, povestind cu dumnealui. Facultatea vrei să o faci la Sibiu, spuneai. Da. Te vezi rămânând în țară ulterior, Mihaela, sau te bate gândul să pleci peste granițe? Ce nu, zici? Vreau să rămân în țară. Vrei să rămâi. Da. Pentru că, uite, te-am întrebat asta, pentru că am și eu multe cunoștințe, tineri care au terminat medicina și acum, bine, sigur, este o oportunitate și de învățare și poate mai ales pentru cei care pleacă și vin înapoi cu know-how-ul de acolo, cu, nu știu, poate în țările vestice sau în alte părți, cu niște specializări, poate lucrurile acelea nu pot fi învățate sau făcute în România, pentru că încă mai încercăm să ajungem vestul din urmă, dar pe de altă parte mă gândesc că într-un fel statul are de pierdut cu un tânăr care până la urmă se investește în el, până la nivel de liceu, apoi și anii de facultate, poate și un rezidențiat, și când să profeseze și el aici, să dea cumva înapoi societății ceea ce i s-a oferit, pleacă în altă parte. Da. Ce părere ai de treaba asta? Nu știu, eu nu mi-am propus să mă duc în alte țări după ce termin încă. Sper că nu o să mă bată gânduri din astea, dar deocamdată nu. Bun, dar poate plecând cu o bursă pentru o perioadă, să te întorci, să mergi la o specializare și să vii aici mai pregătită, asta ar fi o variantă pentru tine? Pe care să zic că o iei în calcul? Dacă mi-o pun așa ca variantă, nu aș alege eu. Pentru că eu zic că dacă vrei să fii medic bun, înveți și în țară și oriunde. Într-adevăr, îs și alte metode prin vezi, cum a spus dumneavoastră, dar eu nu vreau să rămân în țară și cam atât. Eventual să călătoresc, dar nimic mai mult. Așa, să călătorești pe unde vrea. În America. Da? În Statele Unite? Da. Bun. Te-a adus mama astăzi la noi la televiziune. Da. Care ți este mai aproape dintre părinți? Pe care îl simți că te susține mai tare în tot ceea ce vrei tu să faci? Amândoi mă susțin, da. Na. Am mai mamă și, na. Cu ea povestesc mai multe și, na. Dar amândoi mă susțin. Bun, și cum vezi tu relația asta dintre, să zic, copil și părinte? Cum ar trebui să fie? Acum tu deja ești, să zic așa, suficient de matură cât să vezi lucrurile destul de obiectiv. Cum ar trebui să fie un părinte care susține copilul până în punctul în care el ajunge să reușească în viață, să fie împlinit în carieră, profesional, uite, să aibă performanță într-un sport, dacă dorește să facă asta? Care crezi că ar fi calitățile unui părinte bun, cu alte cuvinte? Păi să, în primul rând, să aibă încredere în copilul lui
Și, na, încredere. Iar încrederea e pe primul deci, loc. Deci aici, cam aici, da, către cam zona asta se îndreaptă toate. Da, toate mm-hmm. la încredere. Părinții tăi sunt mai stricți așa sau sunt destul de, să zicem, deschiși la minte și au încredere în tine și te lasă și să experimentezi? Cum ți se pare? Sunt ok. Ok, da. Așa. Bun, dar... cum crezi că ar trebui să fie, să se meargă totuși așa un pic mai mult pe strictețe sau mai degrabă niște părinți care să fie... Păi ei așa, mai, de felul lor, sunt mai stricți, așa, da. Na, să meargă tot așa, eu așa m-am obișnuit. Ei, da, dar în general, așa, părinții, cum ți se pare că ar trebui să fie? Stricți sau deschiși și apropiați de copii? Să fie, în unele, depinde de caz, și stricți și mai deschiși așa la minte. Așa. Da, v-am spus, depinde de caz. Când crezi că ar trebui să fie mai stricți, de exemplu? În perioada asta, a adolescenței, mi se pare cel mai ok. Da? Să fie de, ce, mai... de ce crezi că e mai multă nevoie de un pic de fermitate în perioada adolescenței? Pentru că e perioada asta de maturizare, să zic așa, na. De căutări, da. Încerci să afli cine ești, să te construiești ca persoană. Da. Cred că la asta te gândești, nu-i așa? Da. Bun, dar totuși suficient de apropiați de copii cât să aibă copilul să vină cu încredere la tine și dacă are o problemă să-ți spună ție, nu unui străin. Cred că așa ar fi cel mai bine. Da. Bun, simți asta și în ceea ce privește, în ceea ce îl privește pe senseiul vostru? Apropierea asta? Adică îți permiți să discuți cu el temeri de ale tale, să zic așa? Da, da. Este necesar. Mai mult pe plan din ăsta așa, profesional. Profesional sportiv, da. Profesional, bine zici, că până la urmă asta e profesia ta deocamdată, nu? Da. Bun. Iată, este luna iulie, până în octombrie ar mai fi august, septembrie, sunt 3 luni să te pregătești pentru Iași. Intensifici antrenamentele acum sau vii în același regim de 2 ori pe săptămână la Deva? Păi, na, nu știu, eu pot să fac antrenamente și acasă. Asta voiam să te întreb, era următoarea întrebare, poți să faci și acasă antrenamente? Da, normal, da. Să te antrenezi singură? Da. Cum faci asta, în fața oglinzii sau fără oglindă, pur și simplu? Depinde, cel mai des îmi pun căștile în urechi, ascult muzică și, nu știu, vine motivația așa din muzică și, na, încep să fac mișcări pe acolo, kata, na. O zi din viața ta cum se desfășoară? La ce oră începe și cum decurge? Hai să zicem o zi în care ai antrenamente, dar mai faci ceva și pe la fermă pe acolo. Păi nu mă trezesc normal. Normal nu mă trezesc la câte o oră fixă. Cam, să zicem, pe la 8:30. Da, da, acum că ești în vacanță, dar când vii la școală, la câte trezești? La 6:10. Așa, la 6, cam deci, la 6, da. Așa. Și ce se întâmplă de la 6 până seara într-o zi în care ai și școală? Păi, na, mă duc la școală, na, depinde. Dacă la ce oră te vin? Pe la 2-3, cred, așa ai, cursurile? Depinde. Anul ăsta am avut ore mai mult până pe la 12. Mm-hmm. Dacă mai am ceva treabă prin Deva sau mai am ceva de rezolvat, mai rămân. Dacă nu, mă duc acasă. Dar de obicei când am antrenament mă duc acasă, pentru că n-am v-am spus, pe mine mă obosesc teribil drumurile și astea și... Naveta pentru școală o faci cu autobuzul? Da. Doar la antrenamente te aduc ai tăi? Da. Bun, ai început și școala de șoferi ca să fii independentă și să poți veni singură. Na, stai că ai doar 17 ani. Da. Încă nu poți. Încă în august, încă nu am început. Așa, în august, atunci vei avea cât? 17 ani și te apropii de 18, practic. De 18. Spuneai că noiembrie este ziua ta, da? Și vrei să faci școala și la 18 ani să-ți iei și permisul. Da. Bine, așa să fie și să te ajute Bunul Dumnezeu să-ți împlinești toate gândurile acestea bune și toate speranțele tale. 7 minute ne anunță colegii că mai avem și aș vrea să te întreb și pe tine un lucru, Maela. Pun întrebarea asta fiecăruia dintre invitații noștri. Fiecare persoană care ajunge pe scaunul ăsta este întrebată asta. Și e vorba despre momentele mai grele din viață. Acum, pentru voi, pentru copii adolescenți, sunt sigură că n-a fost timp să se întâmple prea multe lucruri dificile. Și le spun invitaților că întreb lucrul ăsta de fiecare dată, pentru că fiecare dintre voi sunteți un model pentru noi.
Indiferent din ce domeniu veniți, că veniți din zona medicinei, că am avut și medici aici, că sunt voluntari, că sunt avocați, că sunt artiști, pictori, cântăreți, copii care fac performanță, uite ca tine, olimpici sau performeri sportivi, indiferent de situație, dar toată lumea ajunge la un moment dat în viață să treacă și prin momente mai dificile. Ai avut un asemenea moment, ceva care să te fi clătinat și dacă da, cum ai trecut peste el? Cred că asta cu caratele, când am vrut să mă las, a fost așa o perioadă mai ciudată, așa mai... Da, ciudată. Da. Deci a durat mai mult, nu a fost doar o zi în care n-ai vrut să te duci, a fost o perioadă un pic mai lunguță undeva atunci, la de două, fapt. Două săptămâni, probabil, o săptămână, două. De ce crezi că a fost momentul ăla de, așa, de depresie și mă refer la zonă joasă, nu neapărat la stare mentală? Nu a fost depresie. Nu. Asta zic, de ce a fost momentul acela jos pentru tine sufletesc, în care n-ai mai vrut să faci asta? Că eu chiar mă vedeam profesând și, na, că vezi, doamne, n-am vrut eu să mă duc atunci la antrenament. Asta m-a descurajat un pic, că n-am vrut să mă duc la antrenament și am muncit destul de mult și tot asta m-a și ridicat. Te-ai gândit că era deja prea multă muncă în spate ca să renunți la ea. Da, păi și asta e și acum, că e prea multă muncă în spate ca să renunți acum. Așa, acum din ce în ce mai mult ești motivată și mai greu să renunți. Tot mai greu, că sunt tot mai mulți ani. Se adună zile cu zile, săptămâni. Așa, bine. Dacă ar fi să schimbi ceva la lumea din jur, Mihaela, ce ai schimba? Lucrurile care, să zic, nu-ți plac și le-ai dori să fie altfel. Legat de viață, de societate, de oameni, de la orice. La societate, la oameni. Ce ai schimba? Să fie mai buni. Poate nici eu nu sunt cea mai bună, că de obicei sunt rea, dar nu știu. Știu că și eu trebuie să mă schimb și să fiu mai bună și asta mă gândesc și la societate, să fim mai buni, să nu mai fim așa răi, invidioși. Invidia, în principal, e cea mai... Până la urmă, cred că te și otrăvește, nu-i așa? Adică tu, în loc să-ți vezi de treaba ta, te otrăvești singur uitându-te la celălalt care, nu știu, poate face, reușește mai bine ca tine, face mai mult. Sincer, nu mă prea... Nu pe tine, zic în general, așa. În general, ne otrăvește. Eu nu prea mă uit la cei din jur, adică cum îți e treaba lor și fiecare își vede de treaba lui, dar da, nu știu, da, asta ziceam, că invidia până la urmă nu ne lasă să ne dezvoltăm noi, să mergem noi mai departe. Ne uităm la altul și ne otrăvim cu gândul, uite ce face el și noi nu reușim. Bun. Și ce-ți place, ce-ți aduce bucurie, Mihaela? Care sunt lucrurile care te bucură? Nu știu, și aici poate fi orice. O dimineață de primăvară, o dimineață de vară însorită, nu știu, o călătorie, mersul la mare, la munte... Ce ți aduce bucurie? Păi, dimineața... Mâncare preferată? Care este, uite, de fapt? Paste, carbonara. Pastele? Da. Bun. Păi, o zi însorită și, nu știu, mersul la mare. Cred. Deci am nimerit, uite, fără să vreau, că astea îmi plac și mie, nu de altceva. Așa, deci preferi marea față de munte? Da. La mare, mai degrabă, o vacanță. Bun, apropo că ne-ai zis de paste, câteva minuțele mai avem, să știi. Ții o dietă anume... Nu. Deci nu avem. Nu am ținut niciodată dietă, dar m-am gândit să țin, dar nu am la ce să țin dietă. Da, adică, tu ești în parametri care se cer acolo, dar oricum nu poți, sunt niște, adică se cer, bănuiesc, în artele marțiale, totuși trebuie să ai o anumită greutate sau nu este nicio limită? Nu știu, mie nu mi s-a spus niciodată de o anumită greutate, probabil pentru că am avut-o pe aia care trebuia, nici n-a fost nu știu, cazul. Nici nu m-am cântărit așa la antrenamente să pună pe foaie că am, nu știu, 50 și nu știu cât de deci, chile. Nu sunt foarte stricți în privința asta. Nu. La artele marțiale. Bun. Așa. Uite, ne-am apropiat de final și va fi ultima întrebare asta. Ne spun colegii că mai avem, cred că, un minut acum. Da? Cum să facem, Mihaela, ca să păstrăm entuziasmul ăsta și bucuria necesară pentru fiecare zi, pentru, pur și simplu, pe de o parte, pentru a merge firesc în viață, pentru a mai duce o zi la bun sfârșit și a ne bucura de ea, dar și pentru a ajunge, pe de altă parte, la performanță. Unde să găsim noi entuziasmul și bucuria necesară pentru asta? Și încheiem în felul ăsta optimist, bine? Păi eu mi-au bucuria asta, optimismul ăsta din momentele frumoase, petrecute cu cei dragi, cu prieteni, din momentele frumoase, cred.
eu de acolo mi le iau.